Accident grav pe autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva în zona aeroportului din Sibiu vineri dimineață. Coliziunea dintr-o auto utilitară și un microbuz de transport persoane s-a soldat cu 4 răniți. Din primele cercetări efectuate de polițiști reiese că șoferul microbuzului în vârstă de 40 de ani care transporta 2 pasageri ar fi adormit la volan. Microbuzul a izbit din spate o auto utilitară condusă de o femeie în vârstă de 47 de ani. Salvatorii au intervenit de urgență cu 2 echipaje SMURD, o auto specială de transport victime multiple, o auto specială de descarcerare și una de stingere. Dintre cele 4 persoane rănite, o femeie în vârstă de 61 de ani a suferit un traumatism toracic și a fost transportată la spital. Ceilalți 3 răniți au refuzat să meargă la spital. Cercetările în acest caz continuă.